Fostul fotbalist al Stelei, George Ograru, a participat azi dimineață la o întâlnire cu președintele clubului roșalbastru, Mădălin Hâncu, tema fiind planul de dezvoltare al secției de fotbal. În vârstă de 40 de ani, George dorește să aducă un plus pe mai multe direcții, Academiei de fotbal, dar și primei formații care evoluează în prezent în Liga a treia. Ai avut azi o întâlnire cu domnul președinte Mădălin Hâncu. Care au fost ideile? M-am bucurat că am reluat aceste discuții și am răspuns prezent solicitării domnului comandant astăzi dimineața. Am discutat despre un plan de activitate din punct de vedere managerial pe care l-am și lăsat pe biroul domnului comandant. Și mă bucur de intenția dânsului de a mă aduce alături de club. Poți să ne dezvălui care ar fi intențiile tale față de echipa de fotbal? Intențiile mele sunt de dezvoltare atât a Academiei cât și a echipei principale și de a aduce un plus de calitate, de o relație mai apropiată cu suporterii și o prezență mult mai vizibilă în spațiul public. Ai în plan o posibilă colaborare cu Ajax? În cazul în care lucrurile acestea se vor finaliza, și aici mă refer la o relație contractuală, cu siguranță că o mare parte din know-how-ul dobândit în Olanda va fi și în cadrul clubului.